Bună ziua, dragii mei! Este extrem de important ca viitorii părinți și actualii părinți să cunoască informații despre cum ar trebui să-l ofere prim ajutor bebelușilor și copiilor aflați în situații neprevăzute și periculoase. De cele mai multe ori, bebelușii și copiii, prin curiozitatea lor, se expun acestor situații periculoase, prin lovituri, tăieturi, arsuri, introducerea obiectelor mici în gură și nas, dar pot apărea și accidente pe care trebuie să știm să le gestionăm cu calm, fără să ne pierdem luciditatea. Cele 5 motive pentru care ar trebui să cunoașteți aceste tehnici de prim ajutor sunt: vă crește încrederea în propria persoană, pentru că știți ce aveți de făcut. Ajută la salvarea de vieți, pentru că știți să luați măsurile imediate. Ajută la calmarea durerilor, pentru că anumite soluții simple vă sunt la îndemână, cum ar fi punga de gheață. Oferă siguranță persoanelor din jurul vostru, pentru că știu că există persoane ca voi ce îi pot ajuta. Și împiedică situația să se înrăutățească, pentru că acționați la timp. Vă aștept, dragii mei, la cursul de prim ajutor pentru bebeluși și copii, acum în mediul online, pentru că informația salvează vieți. Detaliile le puteți vedea pe www.promama.ro. Eu sunt Andreea Manea, kinetoterapeut, consultant în alăptare BCLC, educator prenatal la MAS și alături de întreaga echipă ProMama, vă stăm alături cu informații corecte, suport și ajutor la nevoie. Vă îmbrățișez cu drag!